Bună ziua, dragi prieteni din România! Astăzi aș vrea să vă vorbesc despre temperatura soarelui. Dar de ce noi am trebuit să, vorbind despre Pământul plat, să ajungem să vorbim și despre temperatura soarelui? Acest lucru este necesar pentru că noi am mutat poziția soarelui, care nu mai se află la 150 de milioane de kilometri, așa cum ne spune așa zisa știință, ci se află la 5-6 mii de kilometri de înălțime asupra Pământului plat. Deci este clar că noi trebuie să înțelegem care este temperatura soarelui, întrucât dacă faceți o socoteală de tip energetic, veți vedea că nu este posibil să fie așa de cald, așa cum ne spune știința. Știința, practic, ne spune că Soarele are o temperatură înăuntru, în mijlocul, care este de 15 milioane de grade, și apoi are o temperatură la suprafață de 5700 de grade Kelvin. Acest lucru, știința spune acest lucru pentru că spune, fiind așa de departe, trebuie să fie foarte cald, deci este un corp negru incandescent, ei spun, și cu analiza de spectroscopie, ei înțeleg că cu culoare pe care emite, lumina pe care o emite, are o culoare care, datorită unui corp incandescent, trebuie să fie la 5700 de grade Kelvin, folosind pentru acest scop graficul, așa se spune, sper, corpului negru. Este galben, alb, deci trebuie să fie la aceea temperatură. Și apoi, cu calcule de tip energetic, ajunge să spună că înăuntru trebuie să fie la 15 milioane de grade. Și știința ne spune că acolo, în Soarele, se întâmplă, se petrec reacții de tip nuclear, fuziune nucleară caldă. Practic, atome de idrogen reacționează împreună pentru a da atome de eliu. Masa rezultantă nu este exact egală la suma maselor de atome de idrogen. De fapt, se spune că în Soarele, în fiecare secundă, 594 de milioane de tone de idrogen formează 500. 500, scuzați-mă, 590 de kilograme, de tone de eliu. Deci, în fiecare secundă, 4 milioane de kilograme, de tone, scuzați-mă, 4 milioane de tone aparținând materialului soarelui se ard și ne dau aceea energie necesară pentru a încălzi pământul și pentru a da lumină. În realitate, noi știm că nu putem să avem încredere în știință cu privire la aceste lucruri, pentru că deja ne-au mințit cu forma pământului și cu distanța soarelui. Deci, noi trebuie să înțelegem care este într-adevăr temperatura și vom vedea că acest lucru este posibil folosind ecuațiuni, formule de tip energetic. În mod deosebit vom folosi ecuația lui Stefan Boltzmann, dar acest lucru vom face în videourile următoare și vom înțelege, datorită faptului că acolo probabil se petrec reacții de fuziune nucleară rece, vom înțelege care este temperatura adevărată a Soarelui, a unui Soare care este aproape de Pământ. Eu am făcut această ipoteză despre faptul că acolo trebuie să se întâmple reacții de fuziune nucleară rece, pentru că acolo, într-adevăr, spectroscopie ne spune că este idrogen, că este eliu, deci noi vom folosi acest material. Când noi facem ipoteze, acestea trebuie să se încadreze într-un ansamblu și trebuie să funcționeze cu toate celelalte lucruri, toate celelalte fenomene care se întâmplă în acest ansamblu. Dacă noi ajungem la o teorie care funcționează, apoi știința va trebui să ne spună dacă aceste lucruri sunt adevărate și să dea
să valideze ipotezele noastre pe care noi le-am făcut. Dacă știința vrea să facă aceste lucruri, pentru că noi știm că știința mainstream nu are direcția Pământului plat. Deci, când eu am făcut această ipoteză, adică faptul că Soarele este mai rece decât ne spun ei și că se întâmplă reacții de fuziune nucleară rece, am început să studiez un pic fuziune nucleară rece. Am văzut și că eu nu sunt singurul care spune că Soarele este mai rece, sunt mulți care spun acest lucru. Primul a fost Herschel, un astronom foarte renumit, nemț, care spunea că Soarele este rece. El a fost cel care, la sfârșitul XVIII-lea secol, a descoperit Uranus, planeta Uranus, a devenit un mare ale istoriei pentru că a făcut această descoperire. Mulți apoi spun, e, da, dar el a și spus că Soarele este rece. Bine, unii spun, la cei astronomii, la cei oameni așa de mari în istoria omenirii, putem să permitem să facă și unele greșeli. În realitate, el a fost mare, un mare om, pentru că a și înțeles că Soarele este rece. Oricum, când am început să studiez fuziune rece, am înțeles că aceasta are nevoie de un început, un start electric, o reacție electrică inițială. Și de ce mă întrebam de unde vine această reacție electrică care apoi trebuie să se mențină pentru a întreține vie reacțiile vii, reacțiile de tip de fuziune, nu? Am rămas blocat o anumită perioadă de timp când un electrician, acolo unde eu muncesc, m-a arătat un instrument pe care ei îl folosesc pentru a răci cutiile electrice. Practic este un tubișor care folosește efectul Rankine. Efectul Rankine. Acest efect a fost studiat la începutul al 20-lea secol și într-adevăr nu a fost studiat așa de mult, încă astăzi nu prea se înțeleg bine toate motivațiile care stau, toate principiile fizice care stau în spatele acestui instrument. Practic, principiul fizic cel mai general este că o anumită masă de gaz, când începe să se rotește, se răcește în mijloc și se încălzește în zona mai periferică, în zona mai externă. Și acest tub funcționează așa. Unul bagă aer comprimat în mijloc. Acest aer, în acest tub care este produs de firma Vortex și folosește efectul Rank, acest aer comprimat este pus în rotație cu viteză repede. Și aerul de o parte, aerul este luat în mijloc, deci avem aer rece, și de cealaltă parte aer este luat din partea aceea mai externă și avem aer cald. Și electricienii se folosesc de acest tub pentru a răci cutiile electrice și aer cald este trimis afară. Deci, săraci cei care trebuie să stau în camera cu cutiile electrice, pentru că acolo e foarte cald, în timp ce înăuntrul cutiilor este rece. Deci, noi avem și faptul că soarele se rotește, se învârte și acest lucru a fost descoperit de știință datorită spectroscopiei. De fapt, noi avem un lat ale soarelui care merge înspre blu, pentru ca se apropie de noi și radiațiile electromagnetice, deci sunt comprimate, frecvența se înalță, crește și noi avem deci un blue shift. Din celălalt cap ale soarelui noi avem red shift, adică soarele se îndepărtează de noi.
Deci noi avem o mișcare rotatorie ale Soarelui. Această mișcare, acest lucru nu implică faptul că Soarele este o sferă, pentru că vom vedea într-un alt video faptul că Soarele este un disc, dar noi putem să avem mișcare de gaz și într-un disc. Gândiți-vă un pic la apa într-o oală, deci avem un cilindru de apă care este pe foc, deci noi avem mișcări convective și într-un cilindru. Ok, noi avem deci soarele în un disc, avem aceste mișcări rotatorie care formează deci o suprafață mai caldă și un centru al soarelui care este mai rece. Temperatura nu va fi, diferența nu va fi foarte mare pentru că acest ciclu de rotație cere mult timp, 27 de zile. Această mișcare ale Soarelui se datorează probabil la o relație care există cu Luna. De fapt, Luna are o mișcare sinodică. Sinodică înseamnă că este măsurată în relație cu stelele. Are o mișcare sinodică de 27 de zile, deci avem o relație între aceste două mișcări. Deci avem soarele care se mișcă în acest mod, avem o diferență de temperatură între suprafața și centrul soarelui și acum considerăm efectul Seebeck. Efectul Seebeck ne spune că într-un circuit electric, dacă noi avem două puncte ale circuitului la temperaturi diferite, noi avem o tensiune electrică între acele două puncte, deci avem electronii care începe să se miște de la un punct la celălalt, deci avem un curent electric. Ba-bam! Iată că noi avem aici energia necesară la păstrarea în viață ale reacțiilor nucleare de fuziune rece. Ce este fuziune rece? Gata, gata, gata. Acest video s-a terminat. Vom vedea acest material, vom mai vorbi despre aceste lucruri la videoul următor. Eu vă mulțumesc mult pentru că m-ați urmărit. La revedere!